Bun găsit, suntem live în caravana Aur astăzi la Rezina. Ne aflăm chiar la intrare în localitate. În fața noastră sunt două obiective pe care vrem să le arătăm și să vă spunem lucruri care nu s-au spus niciodată. Nu s-au spus niciodată în, nici în mediul online și nici în presa din Moldova. Doar aici, la fața locului, în câteva ziare și respectiv în presa de investigații s-a mai scris. Însă la televiziuni, la radiouri, la presa de la Chișinău, în general, nu a fost nimic despre asta. Cu atât mai mult nu s-a făcut niciun reportaj de la fața locului. Este vorba despre hoții care au avut loc atât în perioada sovietică, ceea ce vedeți în față acum în imagini, o fabrică de confecții pornită prin anii 80, care niciodată n-a mai ajuns să funcționeze. Cam așa arată Uniunea Sovietică, ar fi o fotografie perfectă a URSS, a tot ceea ce însemna URSS. Și în partea dreaptă se vede foarte puțin acum, dar o să vedem când o să ajungem la fața locului. O ruină făcută de respectiv administrația raionului Rezina, în funte cu actuala candidată din partea Partidului Șor, care a fost și comunistă, și pedistă, și ce vreți pe lumea asta, Eleonora Graur, unde au fost spălați 13 milioane de lei, cel puțin din 100 de lei preconizați spre a fi îngropați aici pentru un pretins stadion. Despre ce fel de stadion este vorba, o să vedeți că nu o să ajungem mai departe, clar că de aici nu vă dați seama. Este un nimic. Sunt niște construcții care n-au nicio perspectivă, o fundație și câteva așa numite tribune, dar nici atribune nu seamănă. Și lucrul acesta trebuie cunoscut atât de locuitorii Rezinei, cât și de toți cetățenii Republicii Moldova și de acasă de peste hotare, pentru că pe 11 iulie vor avea loc alegeri, respectiv la alegeri trebuie să votăm conștient. Și din acest punct de vedere, concluziile cred că vor veni de la sine din momentul în care vom vedea exact despre ce este vorba. Eu am să dau o distribuire și pe pagina subsemnatului. Și pornim. Domnul Natol, haideți, în față. Așa. O să vă prezentăm imagini, dar și informații legate de ceea ce se întâmplă aici. Peste Nistru, în partea cealaltă, se vede Râbnița, poate se vede în imagini, și respectiv așa se poate vedea în contrast cum a fost tratată regiunea transnistriană chiar în perioada sovietică și cum era tratată Basarabia, pentru că în Rezina până astăzi funcționează așa numitul combinat metalurgic. Iată, se vede aici, se vede fumul cum iese din furnalele de acolo, iar această fabrică de confecție așa și n-am apucat să vadă lumina zilei și de la bun început a fost doar o ruină. De la mijlocul anilor 80, aici erau aduse utilajele, erau aduse, spun cei de la fața locului, până și lustre, becuri, adică era totul gata, geamuri, totul era pregătit pentru a porni producția, dar întrucât Uniunea Sovietică în sine era un proiect falimentar, evident că nu avea cum să vadă lumina zilei acest obiectiv. Și aici, pe dreapta, vedem drumul care duce la stadionul, imediat o să mergem acolo. Puteți opri aici, domnul Anatol, pentru că de aici mai departe vom merge pe jos. În felul acesta vă puteți face impresia despre ce a însemnat viitorul luminos al comunismului din Moldova. Până coboară colegii, o să vă prezentăm câteva imagini mai de aproape. Iată, cam așa urma să arate viitorul luminos al comunismului.
promis de Uniunea Sovietică, de Stalin, Hrușov, Brezhnev, Gorbaciov, Ceaușescu și toți ceilalți. Și imaginile vorbesc de la sine. Și se vede de la, din capul locului că a fost un proiect mastodont care n-avea nicio șansă să ajungă să fie unul profitabil. Ce fel de încălțăminte sau haine sau orice alte textile urmau să fie produse aici ca această întreprindere să fie profitabilă și respectiv să-și recupereze cheltuielile de investiție. Ceva imposibil, pentru că pentru oricine este clar. În Europa, construcții de asemenea proporții sunt folosite doar pentru, nu știu, centrale electrotermice, centrale nucleare, alte obiective care au cu totul altă forță economică și respectiv costuri de producție, dar și profit ca urmare a activității exercitate. Aici, dacă așa urma să arate o fabrică de confecții, cum și cine ar fi putut să acopere cheltuielile legate de construcția sa, respectiv după aceea legate de întreținere și plus salarii la oameni, producții și toate celelalte. Însă, dincolo de ce a fost în perioada sovietică, iată vedeți autocarul cu aur, colegii noștri, dincolo de ce a fost în perioada sovietică, mergem să vedem... Nu puteți vorbi în timp ce mergem. Așa. Asta e 30 de ani sirieni au fost dator la ruși de vreme aceea, cu bani. Și ei au venit și au construit, iată, o uzină asta. Asta e fabrica de... Un om de aici, de la fața locului, ne povestește despre cum în anii 80 sirienii erau datori Uniunii Sovietici și s-ar fi pornit de aici construcția. Dar cu asta ne-am lămurit. Haideți să vedem ce este cu stadionul doamnei Graur, că asta e mai important și are impact pentru alegeri. Deci după ruinele din perioada sovietică, care tocmai ați văzut o mostră, noi am oprit și pe la tancul sovietic de la Cineșăuți și am cerut demontarea acestuia, că este un simbol al ocupației. Însă aici este important să atragem atenția la ceea ce vom vedea în continuare, și anume stadionul, așa numit complex sportiv promis de Eleonora Graur, candidat sub numărul 15 pe... Dar autocarul de ce a plecat să întoarcă? Că noi încolo trebuie să mergem. Nu trebuie să întoarcă. Sunați-l pe domnul Onatu, nu trebuie să întoarcă autocarul, noi mergem încolo după aceea. Aici trebuia chipurile să fie construit un stadion pentru Rezina, după ce cel din anii 90, cel care era aici în anii 90 a fost distrus ca urmare a revărsării Nistrului, din câte am înțeles, și a apărut necesitatea să se facă un stadion pentru Rezina. De la această necesitate s-a ajuns la acest proiect criminal, care o vedeți în față, evaluat la 100 de milioane de lei, din care s-au investit cel puțin 13, pe vremea candidatei actuale din partea lui Șor, Eleonora Graur, care terorizează raionul Rezina de 10 ani de zile, de când a devenit președintă aici din partea pediștilor și a comuniștilor în 2011 și după aceea din partea tot așa pediștilor lui Plahotniuc 2015, până când în 2019 a devenit deputat tot de la PD și a migrat după aceea la Promoldova, la Șor și așa mai departe. Iată, aici puteți vedea oameni buni, ceea ce niciodată nu s-a dat în presa din Moldova, niciodată nu s-a făcut niciun reportaj, nicăieri, la nicio televiziune. Doar presa locală a mai ridicat problema. Ziarul Cuvântul de la Rezina și alte ziare locale. Aici, în aceste buruiene, au fost spălate 13 milioane lei. Puteți vedea pe investigații.md, pe anticorupție.md și chestiunea asta a făcut-o tovarășa Graur, Eleonora Graur, reprezentanta actuală a partidului Șor, care a instaurat o dictatură personală la Rezina și tot raionul, toate satele, toți primarii știu problema asta. De aceea, vizionați acest live, distribuiți comunicațiile celor care sunt din Rezina.
De ce eu, Dorin Chirtoacă, că probabil m-ați recunoscut după voce, fac acest live aici? Sunt împreună cu colegii, suntem aici cu toții în Caravan Aur. Dar pe lângă asta, atât eu cât și domnul Saharneanu și alți colegi, noi suntem originari de aici, din raionul Rezina. După cum știți, părinții mei, tatăl meu este din Ignăței. Și eu nu odată am fost pe la Rezina, am fost prin sat, merg, revin, știu din mic situația de aici. Și ultimii 10 ani am auzit foarte multe plângeri cu privire la activitatea acestei grauri, șorista actuală. Anterior, cum am spus, comunistă și pedistă de-a lui Plahotniuc. Și acum vă arătăm la fața locului cum stau lucrurile. Puteți să o chemați cei din presă aici, să dea raportul, să ne spună cum verișorul ei a fost pus să proiecteze această mizerie care o vedeți în față, care numai stadion nu-i puteți spune și nici tribune propriu-zis, care deja se risipește, pentru că este o construcție de proastă calitate. Eu am mai fost săptămâna trecută pe aici și am văzut mai în detaliu lucrurile, o să vă prezentăm și dumneavoastră. Și aici, iată, conform teoriei doamnei Graur, dar de fapt a intențiilor sale infracționale, putem, după cum se vede, juca fotbal, putem să ne scăldăm, pentru că e un complex sportiv care trebuia să aibă teren de sport, sală de volei, bazin de not și multe alte facilități. Deci un proiect megalomanic, mastodont, exact ca și această fabrică sovietică, la, practic pe același calapod făcute lucrurile, cu o investiție enormă pe care nu o poate susține raionul Rezina, investiții de 100 de milioane de lei ca să vă fie un, ca să puteți compara la Chișinău, la Parcul Valea Morilor, am investit acolo 70-80 de milioane de lei, asta cu toată reconstrucția lacului, deci uscarea lacului, reconstrucția lacului, amenajarea parcului, scara cu cascade, scara cu granit, și nu ne-a costat 100 de milioane de lei. Păi haideți să facem o comparație între aceste buruiene și respectiv Parcul Valea Morilor, care are 34 de hectare, are numai lacul și 110 hectare are întreg parcul. Iată aici spălatele unora grauri, 13 milioane lei și pretinde să mai spele alte 85 de milioane lei. Adică dacă ajunge deputat din partea lui Șor, rezultă că împreună cu Dodon, Voronin, Plahotniuc și toți ceilalți, o să vedem în continuare îngropați aici banii dumneavoastră, din care ea o să fure și o să terorizeze în continuare locuitorii raionului Rezina. Eu am să rog colegii să țină până când eu urc mai sus, așa. Așa, ca să înțelegeți despre ce fel de calitate a construcției este vorba. Vedeți, aici este un, cum se mai numește? Un, o piatră de calcar, un cotileț, cum îi spunem noi. Vedeți că l-am atins cu mâna și a zburat. Următorul, tot așa, după cum se vede, după cum vedeți, este crăpat și sare de la locul lui. Calitatea în construcție egală cu zero aici. Și aici s-au adus, s-au spălat, după cum am spus, 13 milioane de lei în această ruină. Din păcate, problema, deși a fost ridicată de procuratură și este și un dosar, din câte am înțeles, așa a și rămas nerezolvată până astăzi. Și acum punem întrebarea public către cetățeni, către locuitorii Rezinei și respectiv locuitorii satelor din raionul Rezina. Merită să votați pentru Graur? Merită să votați pentru PD, pentru PCRM, pentru PSRM, pentru toată adunătura asta de hoți și bandiți? Dodon, Voronin, Șor, Plahotniuc și usatei după ei. Poftim rezultatele muncii lor de 10 ani. Când în 2011 a devenit președintă a raionului Rezina. Care e diferența dintre ruina lăsată de Uniunea Sovietică și ruina lăsată de tovarășa Graur pe spatele locuitorilor raionului Rezina? Pentru asta dumneavoastră ați plătit taxe și impozite. Pentru ca Eleonora Graur să fure aici, prin intermediul firmelor interpuse, banii dumneavoastră și să ne lase o ruină care
niciodată n-are cum să ajungă să fie finalizată, pentru că este un cost enorm să continui proiectul care l-au avut ei, nu pentru a face ceva pentru Regina, dar pentru a avea de unde să fura. Pentru că, în mod normal, un stadion care îl faci într-o localitate, cum este Regina, cum este un centru raional sau oricare alt, nu ai nevoie de asemenea investiții enorme pentru a face un teren unde se poate tineretul juca fotbal. În mod normal, ar fi fost suficient dacă se făcea o amenajare, se puneau niște tribune din materiale ușor demontabile, cum ar fi metal, și se investea în special în partea care ține de teren. Ori aici lucrurile s-au făcut invers. S-au făcut într-un mod exact sovietic. Exact cum s-a făcut cu această fabrică de confecții, care n-a mai văzut lumina zilei. Apare întrebarea, de ce după 30 de ani, de la căderea comunismului, de la căderea Uniunii Sovietice, trebuie să repetăm aceleași proiecte enorme, megalomanice, fără niciun sens, fără niciun scop. Și asta pe banii locuitorilor Rezinei. Următoarea întrebare este, de ce timp de 10 ani? Nicăieri în presa din Moldova despre asta nu s-a vorbit. Repet, în afară de presa locală, chiar cuvântul sau cum se numește exact, în afară de presa de investigație, anticorupție, investigație.md, în rest, nicio televiziune nu a făcut aici niciun reportaj în cei 10 ani de când se întâmplă toată mizeria asta la intrare în Rezina. Că aici suntem la intrare, o să mergem după aceea și în oraș, la biroul parlamentarei actuale din partea lui Plahotniuc Graur, pentru a protesta și pentru a atrage atenția încă o dată că această Graur nu merită niciun vot aici la Rezina și în general toată adunătura asta de hoți și bandiți de la Șor, Plahotniuc, Dodon, Voronin, toți ei împreună, altceva decât asemenea hoții și asemenea ruine nu le pot oferi și ei nu trebuie să fie votați de cetățenii noștri. Altfel noi cu mâna noastră ne facem rău. Pentru că, iată, realitatea, 100 de milioane de lei să investești la nivelul unui stadion local, regional, să spunem. Asta sunt 5 milioane de euro. El trebuie să iasă, nu știu, cu pietre scumpe aici, încrustat, ca să acopere, să justifice suma respectivă. Dar ceea ce vedeți, aceste betoane, conform calculelor dumnealor, ar fi costat 13 milioane de lei. Eu nici pe astea nu le văd aici, ținând cont de totuși faptul că s-au mai făcut construcții. Și la Chișinău și-am văzut ce și cât costă. Dar dacă dumneavoastră evaluați că aceste betoane și aceste pietre care cad deja costă 13 milioane lei, atunci înseamnă că niciodată în Moldova nu mai ajungem să avem vreun trai decent, pentru că nu ai cu cine. Prin urmare, Graur nu trebuie votată deputat. Graur trebuie trasă la răspundere pentru ce este aici, odată. Și pe lângă asta, locuitorii din raionul Rezina trebuie să scape de frica care o mai iau față de Graur și gașca sa, că este o rușine a raionului această Graur. Ea e tot născut aici, în raionul Rezina, și lumea asta știe, pe de-o parte ar fi vrut să aprecieze, dar ținând cont de ceea ce a făcut și cum a făcut, este imposibil. Și acum cred că este cazul să dăm cu toții un vot de blam acestei adunături de hoți care și-au bătut joc de puținii bani care i-a avut și are raionul Rezina. Și noi de asta suntem aici, care participăm cu toții pe lista Partidului AUR, Unioniștii din Republica Moldova, ca să dăm o șansă cu adevărat Rezinii, ca lucrurile să meargă corect înainte. Pentru că un asemenea stadion s-ar putea face cu bani puțini din fonduri europene, din fonduri românești, fără asemenea idei fantasmagorice cu investiții de zeci și sute de milioane de lei care n-au niciun sens. Care este utilitatea acestor betoane puse pe o muchie de deal? Pentru ce?
ce fel de palat se gândesc ei aici, se gândeau ei aici să construiască. Trebuia, era nevoie de tribune făcute din materiale ușoare și de partea asta, pe partea asta și pe partea cealaltă. Să aibă unde copiii și tineretul să vină să facă activitate. Aici, după cum se vede, vedeți, lucrurile sunt făcute pe dos. Cum am spus, cum se făceau pe dos în 89 sau până la 89, în anii 80, pe vremea sovietică, așa se fac pe dos și în prezent. De asta o să mergem cu colegii din partea AUR la biroul de parlamentară, de deputat, care este și astăzi chipurile din partea lui Plahotniuc și respectiv Șor, acum cu Dodon împreună, să protestăm și în felul acesta să puteți afla și dumneavoastră adevărul despre terorismul făcut de doamna Graur la Rezina. Iată, vă spuneam, piatra respectivă care deja nici nu mai este la fața locului. Uitați-vă care este calitatea acestor lucrări. Poftim. Iată, așa, pentru asemenea lucrări s-au cheltuit 13 milioane lei din bugetul Rezinei. Cine răspunde pentru această risipă de bani? Pentru această hoție? Și de ce partidul Ușor urmează să mai fie votat de cetățeni în condițiile în care Șor, Dodon, Plahotniuc, ei toți sunt părtași la această spălare de bani, Voronin, că el a pus-o pe Graur prima dată atunci, la această spălare de bani din Rezina. Poftim, veniți și jucați fotbal, dacă aveți unde, aveți cu ce, și bucurați-vă de așa numita investiție de 13 milioane lei, făcută fără niciun sens, fără niciun viitor. Și pe lângă astea, 13, atenție, mai trebuie cheltuite 80, după mintea doamnei Graur. 87 chiar. Prin tot firmele rudelor dumneiei. Da, abonați la banul public. Iată primul reportaj din Rezina, despre care, repet, din păcate nu s-a spus nicăieri în presă niciodată nimic. Iașcenco, în presa de la Chișinău, în vedere în televiziuni. Aici, dar au spus presa locală, da, doar presa rând, locală. An la rând au oglindit afacerea asta. Și nu numai asta, că au fost scheme întregi de ruperea banului public în interesul Partidului Democrat. Și de atâta doamna Graur avea foarte multe trecere la Plahotniuc. Acum are trecere la Șor. Și iată că monumentul ăsta este monumentul corupției. Monumentul corupției din Rezina. Banii rezinenilor și a multor cetățeni din Republica Moldova, iată, sunt îngropați aici. A diasporii care trimit banii acasă? Noi am vrea să ne adresăm rezinenilor. Dacă ați ales-o pe doamna Graur pe liste uninominale, țineți minte care era motivul pentru trecerea la alegeri uninominale în 2018-2019. Spune că deputatul care rupt legătura cu poporul să fie revocat, să există asemenea posibilitate. Iată acum, vedeți care este fapta doamnei Graur, ce monument al dezastrului lăsat aici în Rezina. Dragi rezinieni, adunați semnături și revocați-o. Spuneți ce a fost, să nu mai participe pe liste, poate o descurajați să mai participe pe liste partidului Șor ca să continue furturile aici în Republica Moldova. Mie îmi pare rău de asemenea oameni că există și că mai îndrăznesc să meargă în alegeri. Iată, noi spunem că la Cernișăuță există monumentul ocupației. Iată, asta este la fel un monument al ocupației. Țara asta care a fost ocupată de corupt și care o ține legată de corupția de peste Nistru aici, nu de departe. În mod normal, Partidul Șor nu este un partid. El este o bandă. Făcătură, da, o adunătură, o bandă de persoane care cumpără pe cei săraci respectiv, le folosesc datele personale de buletin, de
codurile numerice personale, pun donații pe ei, după aceea amăgesc prin fundații echipurile, repară ceva, dar de fapt banii iată de unde îi adună. Din asemenea hoții, din asemenea furturi. Și pentru a demonstra, de exemplu, că nu ar fi așa cum spunem noi, acum, în partid ușor, ar trebui să o retragă de pe listă pe Eleonora Graur. Cel puțin pentru această hoție, pentru acești 13 milioane de lei risipiți din banii rezinenilor. Va face asta partid ușor? Nu. De ce? Pentru că o mână spală pe alta și hoțul la hoț trage. Și acum totul rămâne să vedem dacă se află și oamenii vor reacționa. În general nu înțeleg cum au putut să o voteze în condițiile în care asemenea cadouri a lăsat celor din regină. Dar acum o să mergem chiar la biroul parlamentar al dumneavoastră, să vedem dacă este acolo, dacă ne primește și respectiv dacă are ceva să ne explice pe seama acestor lucrări făcute aici, despre care orice am mai adăuga, claritatea vine din imagine. Sau irosire de bani public. Care este diferența dintre Republica Moldova, așa cum o vedem noi de 30 de ani, România și restul Europei? Dacă așa ceva am fi văzut în Europa, în România și în Europa, lucrurile se rezolvau în termen de săptămâni, de luni cel mult. Și n-ar fi fost Graur președinte de raion în două mandate și deputat după aceea în Parlament și acum din nou candidat la funcția de deputat. Ce ar fi fost după gratii? Pentru că este de netolerat când milioane se spală pe prostii și pe lângă faptul că nu este un proiect care n-are niciun viitor, încă și făcut aiurea. E o dublă crimă. Doar pentru ceea ce a propus să fie construit, ar fi fost sancționat. Pentru că un proiect care nu este sustenabil din punct de vedere financiar, care nu justifică investiția, el pur și simplu nu este implementat. Pentru că ajunge să fie o ruină, exact cum am prezentat această fabrică sovietică. Și atunci nu devine din clar că soluția este totuși unirea cu România, pentru că reușim în felul ăsta să ne descotorosim și de hoți, și de bandiți, și de proiecte fără sens făcute de ei și să putem implementa lucruri cum deja au practic toate satele și toate orașele din România, inclusiv asemenea proiecte pentru tineri, stadioane sau altceva, sau fabrici. Fabricile de textile acum se deschid în niște încăperi care nu costă sume enorme de bani și care după aceea pot fi refolosite ca spații multifuncționale. Haideți, continuăm după ce ajungem la birou. Domnul Anatol, noi ca atare trebuie să mergem în partea opusă. Trebuie să-l oprim? De lucru, doar să mergem. Îl oprim acum? Îl oprim sau mergem? Mergem așa înainte. Da. Mergem în continuare. Putem să mergem în față, stânga, și mergem cu șosea atunci, în oraș, cel mai bine, că aici drumul e rău. Da. Domnul Așul, dați răsustați că se încurează. Da. O să mergem cu un protest la biroul Eleonorei Graur și o să tragem de ușă să întrebăm cum explică această ruină din Rezina, unde ea a condus în stil dictatorial în ultimii 10 ani, având tot, având majoritate, având buget, având susținere din partea lui Voronin, Lupu, Plakotniuc, Dodon, Șor acum. Și iată cum două raioane, Orhei și Rezina, ambele sunt în aceeași situație, când sunt la cheremul unei singure persoane. Orhei este la cheremul lui Șor, Rezina este la cheremul Eleonorei Graur. Toată lumea terorizată. Am vorbit cu nenumărați primari din raionul Rezina, la fel ca și cu primarii din Orhei, care
nu vroiau să-și mai continue munca, activitatea, pornind de la, sau văzând batjocura care vine din partea Eleonorii Graur la Rezina și respectiv al lui Șor la Orhei, în ceea ce privește activitatea lor. Cu forța să-i pună să intre la început în Partidul Democrat, acum îi forțează să intre în Partidul Șor și toate astea în serviciu cu, în serviciu mafiei, până la urmă. Acum rămâne să vedem ce va fi la aceste alegeri, care ne urmăriți, care o să vedeți acest video, care aveți rude în Rezina, cunoștințe, care sunteți de aici originari, indiferent că sunteți aici acasă, în Moldova sau în diaspora, sunați, vorbiți, întrebați-i despre asta, întrebați-i despre acest caz. Toată Rezina știe despre asta. Spunea corect domnul Zahărneanu, presa locală, am mai spus de câteva ori, domnul Iașincu, el tot timpul a ridicat această problemă, dar n-a ajuns la nivel de Chișinău, n-a ajuns la nivel de televiziuni. Dimpotrivă, televiziunile lui Plahotniuc făceau publicitate acestui proiect în stil Coreea de Nord, China sau Ceaușescu, România comunistă. La ce am ajuns, tocmai ați văzut în imagine. Și trebuie să cunoască toată Moldova, trebuie să cunoască toată diaspora. Trebuie toți aceia care vor merge la vot să știe despre această chestiune, pentru că doar așa vom putea vorbi despre un vot conștient pe 11 iulie. Și poate asta tocmai o să vă motiveze să veniți la vot și respectiv să votați AUR, să alegeți România, pentru că în România așa ceva nu s-ar tolera. La noi, din păcate, o să treacă și aceste alegeri și o să continue această șmecherie cu o mână spală pe alta și tot tot își vor găsi ascunzători sau modalități prin care să acopere hoția făcută, ca până la urmă să nu răspundă nimeni și cei care au furat să stea bine mersi cu banii în pungile negre cu calendar, care după aceea circulă de la Plahotniuc la Dodon, de la Dodon la Corneliu, de la Corneliu la nu știu cine, așa, pe lanț, unii, de la unii la alții. Și după cum știți, Rezina este un raion care a suferit mult în perioada sovietică, la fel ca și celelalte, dar Rezina aici alături în Șoldănești este și nodul feroviar unde au fost aduși toți acei care au fost deportați, inclusiv bunicii mei, tatăl meu. Și iată că după acele suferințe din anii 40-50, după toată ocupația sovietică, iată și acum, în ultimii 30 de ani, trebuie să sufere locuitorii Rezinei de pe urma dictaturii unui grup criminal, care pe față își bat joc de raion, de localitate și au ajuns să se facă și de râs cu ceea ce ați văzut, o chestiune care oriunde în lume ar fi de condamnat. Scandal de proporții în presă, în instituțiile statului, ar ajunge în Parlament. Ori, de ce abia în 2021, iată acum, noi trebuie să fim aceia care să arătăm aceste fapte. Că asta este misiunea societății civile și respectiv a presiei în mare parte. N-au ajuns până aici, nu-i acuzăm de rea credință, dar n-au fost în stare să ajungă până aici, să vadă situația de la fața locului. Sau să meargă la birou cu doamnei Graur, de o să mergem noi acum să o întrebe despre ceea ce a distrus, de fapt, că n-a făcut nimic bun. Era o plantație de nuci acolo, distrusă, ca și acum ruina respectivă în locul ei. Și care este soarta? Pentru că această construcție nu mai poate fi folosită. Ați văzut cum sar pietrele din ea. Cum mai poți să o finalizezi? Este imposibil. Ea poate fi doar demolată. Apare întrebarea. Cine răspunde pentru 13 milioane de lei deja spălați la așa numitul stadion din Rezina? Domnul Atoa, să vezi
vă rog să mergeți nu foarte repede. Pe partea stângă, la un moment dat, o să vedem biroul doamnei Graur. Și o să oprim în dreptul biroului, o să traversăm și respectiv o să încercăm să stăm de vorbă cu dumnei. Dacă o fi aici și dacă o avea pe cineva aici și dacă o să binevoiască să discute cu noi. Locul banditesc, simbolic, așa că aici. Da, pe dreapta. Aici undeva. Da, aici undeva. O să știm. Dacă nu, o să întoarcem și o să mergem până o să-l găsim că undeva aici l-am văzut când am fost de-a trecut. Mare așa scris, era birou parlamentar din Fienul, da? Eleonora Graur. Aici, nu uităm în stânga, s-ar putea să fie aici. Iată aici, organizația Rezina. Și iată parlamentarul Graur. Eleonora Graur. Putem să-l tragem și le ducem prin, da, și mergem. Haideți la trecerea de pietoni ca să nu... Da, toată lumea merge pe anunțe pe toți așa. Așa. Aici, deschidem la ziua, trebuie poliție și respectiv să mergem la trecerea de pietoni. Eu vă lăs tăvan acolo, mă parchez. Da, da, da. Deci, să nu fie șofer, mare problemă. Aha. Suntem obișnuiți deja. Da, 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 da. Noi stai... Dar ei ne așteaptă pe noi, după cum se vede. Da, aici spate, îmi pare că nu văd țelul. Da, da, da. Noi staționăm pentru debarcare și dumneavoastră vă întoarceți înapoi. Da. Eu continu. Nu poftă, da. Poftim. Eu continu. Coborâm. Deschideți luăm steagă. Da, da. Domn Chirtac, dumneavoastră continuați pe drumul noi. Da. Și poliția imediat după noi. Poliția era după noi. Și încă și-au și-a prins girofarul. Da, uitați. Poliția imediat a pornit după noi. De ce? Pentru ce? Noi am venit să arătăm o realitate din Rezina. Tristă. Bun, noi ne continuăm drumul. Dacă okay. Vrea să... Da. Fapt, nu. Haideți că e mai aproape la partea cealaltă. Da, da. Ziua. Noi avem treabă în partea asta, la altă. Bandiții, ușor!
ziua. E ca și partidul nostru care vrea la guvernare pas împreună. Da, eu salut, trebuie să fie plin de bandiți aici. De nedispărțit. PD și Grau. Da, da, da. Toți sunt unul lângă altul. Alături. Deci așa unde? Alături, de vecini. Aici trăiesc tălhare. Ce ziua? Bună ziua, doamne! Vecina este? Nu știu, n-ai microfon. Avem și sunet. Încercăm să intrăm în biroul parlamentar al doamnei Leonora Graur, dar, după cum vedeți aici... Nu, lumina e aprinsă înăuntru. Da, lumina e aprinsă, dar din păcate nimeni nu vrea să deschidă. E un birou mare, nu știu în ce măsură se poate vedea pe cameră că este lumina aprinsă. Domnul Valeriu, dacă puteți filma de aproape, să vedem, să vadă și cei care ne urmăresc. Că... Se vede. Da, se vede că e lumina aprinsă. Uitați-vă cum s-au ascuns înăuntru. Nu vor să răspundă la niciun fel de întrebări. Noi vrem să întrebăm despre stadionul de 13 milioane lei spălați din cei 100 preconizați și să vedem cu ce se mândrește doamna Graur după ce a terorizat timp de 10 ani raionul Rezina și a bătut joc de toți în dreapta și în stânga, a spălat milioane de lei pe proiectele investiționale la cheremul lui Plahotniuc PD, vedeți-i chiar aici, Dodon Șor alături este și Usatăi, toți și-au tras sedii pe strada centrală din Rezina, mai sus este Partidul Șor, aici este deputata Graur, alături Partidul Democrat, de unde ea a fost parașutată la Șor și alături este Musate. O să batem în continuare la ușă, noi vrem să punem întrebări, vrem să primim răspunsuri, de ce în activitatea dumnealor și-au permis să-și bată joc de rezinini, atât de cei din oraș, cât și din toate satele, și după aceea să putem oferi cetățenilor posibilitatea să voteze conștient, așa cum scrie în codul electoral, în Constituție, cum sunt regulile democrației. Dar după cum vedeți, deși sunt aici cel puțin colaboratorii doamnei Graur, dar poate și dumneei, au închis ușa, stau baricadați înăuntru, ca niște șobolani, așa cum le spun pe bună dreptate toți oamenii de bună credință celor de la Șor. Așa, am vorbit cu colegii din Rezina, șobolanul cu tare, șobolanul cu tare, șobolanii ăștia. Asta este realitatea. Cu toate că încercăm să evităm diverse calificative, dar asta vine din popor. Și atunci noi, cei de la AUR, în condițiile în care nu ni se va deschide, nu se va răspunde, nu vor să răspundă la întrebările legate de ceea ce ați văzut în imagini, stadionul pornit, neterminat, distrus de la început de construcții, fără niciun sens, fără nicio perspectivă pentru Rezina, de parcă Rezina ar fi avut puține ruine deja, că mai sunt aici câteva blocuri nefinalizate, mai era și fabrica respectivă, nu au fost de ajuns, au mai făcut și prostia asta de construcții care numai stadion nu poate fi. Și atunci, în condițiile în care nu ne va răspunde, vom aduce la cunoștința celor din Rezina, prin protestul pe care îl avem improvizat aici, vom aduce la cunoștința nemulțumirea
locuitorilor din satele Rezinei, din orașul Rezina de peste tot, dar și din toată Republica Moldova, pentru reprezentanții care cu ajutorul crimei organizate au ajuns, din păcate, să reprezinte Rezina, ceea ce este o rușine și o spun și eu ca băștinaș a Rezinei, că nu a fost în regulă nicio clipă, nu a fost în regulă nicio clipă să fim reprezentați de Eleonora Graur, care n-a făcut altceva decât să-și bată joc de Rezina, să terorizeze oamenii, să terorizeze primarii, să-și facă interesele, să se facă de râs cu ceea ce am văzut tocmai la intrare în Rezina acest stadion, dar care în același timp a fost protejată de autoritățile statului, că vorbim despre procuratură, de curte de conturi, de inspecție financiară, de prefectură, toți au protejat-o. Chiar și presa a protejat-o pe dumneei. Cu excepția presii locale, nimeni nu a ridicat problemele care țin de teroarea instaurată de Graur la Rezina, așa cum a făcut și Șor la Orhei, și nimeni nu a ridicat problemele ca să fie măcar cunoscute. Și atunci, știm că pe online urmăriți mai mult dumneavoastră cei din diaspora. Spuneți-ne, vă rog, merită dumneavoastră să trimiteți bani, să trimiteți bani acasă, câte 1 miliard de euro pe an, ca din ei, care ajung acești bani o parte în taxele și impozitele plătite de cetățeni, să se fure și să se facă asemenea prostii de proiecte, cum ați văzut ruina de la intrare în Rezina. Și mai departe, cum veți proceda dumneavoastră la alegeri? Veți ieși la vot, veți participa, îi veți îndemna pe cei de acasă, veți reuși să-i convingeți pe cei de acasă din Rezina ca să spele Rezina de rușine, pentru că să rămână în continuare Grau, Șor, comuniștii, socialiștii, petiștii, uțatii și toți ceilalți, să rămână să reprezinte Rezina după asemenea lucruri murdare făcute la fața locului, nu ar face cinste raionului Rezina și respectiv locuitorilor din centrul raional și respectiv din satele vecinate. Sunt destui oameni destoinici care ar putea la alt nivel să ridice situația de aici de toate punctele de vedere. AUR este singurul partid care a ajuns în teritoriu și vă prezintă adevărul despre realitatea de la fața locului. De ce n-au făcut-o ceilalți? Înseamnă că pot avea o înțelegere cu doamna Graur ca după alegeri să presteze servicii și altora, după ce a făcut-o pentru Voronin, pentru Placotiuc, pentru Dodon și acum o face pentru Șor. Iată de ce din rădăcină trebuie tăiată această molimă și respectiv luate lucrurile de la zero. În acest sens, noi vom cere retragerea din cursa electorală a Eleonorei Graur ca fiind incompatibilă cu statutul de candidat la funcția de deputat, cel puțin pe baza celor care le-ați văzut aici, și pentru a putea vedea cum va proceda partidul Șor în asemenea condiții, care, după cum se vede, a devenit un adăpost pentru cei care au furat și după aceea vor să obțină imunitate parlamentară ca să nu răspundă în fața legii. Și prin aceasta să aveți dumneavoastră încă o dovadă, încă o mostră despre ce înseamnă politica din Republica Moldova și de ce nu are sens să continuăm așa din 4 în 4 ani. De ce anume unirea cu România reprezintă soluția. Pentru că asemenea personaje nu ar mai candida la funcția de deputat. Nu ar mai candida nici pentru alegeri locale. Nu ar fi în general în viața publică. Asemenea personaje ar fi pur și simplu îndepărtate în mod administrativ. Nu de procurori șefi de la Chișinău sau din altă parte, ci de procurori locali, de instituții funcționale ale statului.